Doamnelor și domnilor, sunt Florentina Fântânaru. Bun venit! Astăzi ediție de colecție. 140 de ani de la nașterea inegalabilului George Enescu. Îl aducem mai aproape de noi violonistul Răzvan Stoica și vioara Stradivarius din 1729. Eu, când iubesc ceva, se gravează aici, pentru totdeauna. Vreau să spun, pentru toată viața, aici, în inimă, spunea George Enescu. Răzvan, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mă bucur tare mult să te văd împreună cu vioara ta, Stradivarius. 292 de ani împlinește anul acesta vioara Stradivarius din brațele tale. 292 de ani de sunete magice. Inconfundabile, nu? Într-adevăr, inconfundabile și o relație pe care o am cu această vioară de mai bine de 11 ani. Și o să mai continuă, nu? O să continue. Cel puțin până în 2025? Cel puțin. Cel puțin. Că suntem greu de despărțiți. Oh, minunat. Da, spune-mi, iată, vioara Stradivarius pe care tu o ții în brațe și pe care cânți de atâția ani, e un pic mai în vârstă, nu? Cu 2 ani mai în vârstă decât vioara dragă, Guarnierii, nu? A lui George Enescu, pe care el a cântat-o o bună perioadă de timp la fel. Da, într-adevăr. Perioada respectivă a fost propice pentru viorile de top, cele făcute de Guarnierii del Gesù sau de Antonio Stradivarius sau de Andrea Guarnieri, un alt luthier fantastic. Și cred că lemnul din acea perioadă a avut o încărcătură sau poate o energie sau un secret pe care nici până în ziua de azi nu știe nimeni. Deslușim, da. Absolut. Dar știu că acum 2 săptămâni mi-ai spus și vreau să divulgăm asta a telespectatorilor. Ai cântat pe o vioară deosebită, tot un Stradivarius, da, care are o poveste, spune-mi în 2 vorbe. Un Stradivarius mai a vechi a aparținut lui Henri Viotin, un fost profesor al profesorului lui George Enescu. Wow. O vioară fantastică care acum s-a ridicat la un preț absolut interzis de peste 30 și ceva, 38 de milioane de euro, dar rămâne o vioară neatinsă, necrăpată și într-o stare fantastică și cred că tocmai asta o face specială. Deci ce extraordinar, deci cum spuneai pe verso, pe spatele ei, nu? Nu are niciun fel nicio crăpătură, nicio zgârietură. Și cu toate astea, ele sunt scumpe, sunt inestimabile, am putea spune, sunt de patrimoniu mondial, nu? Sunt de patrimoniu mondial. Dar sunt cântate, nu stau degeaba. Dacă o vioară nu este cântată, își pierde glasul, își pierde energia, își pierde sufletul și atunci orice vioară trebuie neapărat cântată de un violonist. Știu că orice artist a suferit în perioada asta de pandemie, când a trebuit mai mult să stea, nu? Să stea în loc să se bucure și să ne bucurăm. Așa că te rog să nu mai stai, pentru că vreau să aflăm cum sună muzica lui George Enescu pe Stradivariusul din 1729. Te rog! Cu drag! Mulțumesc tare mult! Și ăsta a fost doar începutul, Răzvan. Balada, da? Scrisă de maestru George Enescu, una din piesele pe care le-am ascultat încă de mic, cu
copil și care m-au impresionat. Așa. Spune-mi, cine ți-a vorbit întâi despre maestru George Enescu? A fost, s-a întâmplat acasă? Ai avut, știu, povestea de la primul profesor? Cum a fost? A fost o întâmplare, să spunem, specială, deoarece am început liceul, la liceul de muzică George Enescu. George Enescu, aici în București. Și, exact. Și încă de mic, de la preșcolari, ne-am învățat cine este Enescu. Corect. Prima poză a unui violonist pe care mi-am dorit să-l copiez a fost George Enescu. Și puneam vioara la gât și mă uitam la poza lui și voiam să-i copiez fix mimica și poziția viorii. Pentru că, efectiv, când ești copil și primul violonist pe care îl vezi așa ca o legendă, era o legendă. George Enescu, te impresionează și atunci încerci să copiezi fiind copil. Apoi, bineînțeles, educația de la liceul Enescu, am aflat foarte multe lucruri atunci, am fost în vizită la muzeul Enescu de atunci și ulterior am început să-l descoper ca un compozitor violonistic. Mai târziu, Andreea, sora mea, cântând la piano. O salutăm pe Andreea, știu că se uită. Se uită cu siguranță. Te pup, Andreea, te îmbrățișez. Și ea cânta Enescu în casă, studia tocata de George Enescu. Și mi-aduc aminte că mă duceam în sufragerie și stăteam pe un scaun și eram așa fascinat de piesa respectivă. Și de fiecare dată când o cântă, mă transpune în perioada copilăriei. Are o încărcătură emoțională fantastică. Cred că orice lucrare scrisă de George Enescu. Și e adevărat, cu timpul am început să studiez și dirijatul, să mă interesez mai mult de arta componistică, de ce scria și cum scria, și l-am descoperit pe adevăratul Enescu, acel compozitor original, dar în originalitatea lui a fost, ușor să zici genial, dar a fost peste geniu, pentru mine cel puțin. Avem Beethoven, avem pe Mozart, avem pe Haydn plecând din clasicism, cu toții, deși n-au studiat, să zicem, împreună, dar cu toții au împrumutat ceva. Îl auzi pe Mozart în Beethoven sau îl auzi pe Brahms. Înțeleg. La Brahms îl auzi pe Beethoven un pic, era obsedat de simfoniile scrise de Beethoven. În schimb, la Enescu, l-a scus pe Enescu și asculți un fir românesc transpus atât de bine și cu un bun gust ieșit din comun. Lucru care, după părerea mea, îl caracteriza pe Enescu. E minunat ce ne spui și sunt convinsă că știi foarte multe istorii, mai puțin cunoscute de marele public, nu? Uite, o istorie am descoperit în jurnalul Reginei Maria, în povestea vieții mele. Aici, bine, poate la fel știu o mare parte a publicului că Regina Elisabeta, cu pseudonimul Carmen Silva, a fost ca o mamă, nu? Din punct de vedere artistic, așa, cânta deseori la seratele de la Castelul Peleș, era chemat deseori și chiar avem fotografii de acolo, din momentele, sunt fotografii istorice, chiar cu prietenul său, Dinicu. Cu Grigoraș Dinicu. Grigoraș, dar vorbim despre unchiul lui Grigoraș Dinicu. Sunt fotografii absolut uluitoare, dar vreau să citesc neapărat telespectatorilor ce scrie aici și pe 8 decembrie 1917 și mai este un pasaj, vă spun repede că sunt mai multe. Între 20 și 5 septembrie, 12 octombrie, la 6 dimineața ne-am întâlnit. La 6 după amiază ne-am întâlnit iarăși cu toții la Maruca, unde Enescu ne-a cântat Dumnezeiește și aici iar ne înfrățirăm și mai bine și ne arătarăm dragostea unii către alții. Știm cu toții ce se întâmpla în 1917. E tulburător să vezi ce se întâmpla pe atunci și să vezi consemnate faptele, întâmplările. 8 decembrie 1917, această zi cam dureroasă se sfârși în casa Marucă, din nou viitoarea soție, nu, a lui George Enescu, unde înconjurată de câțiva aliați credincioși din diferite neamuri, ascultară minunatul arcuș al lui Enescu. În astă seară cântecul lui se ridică până la o culme de chinuitoare frumusețe, foarte potrivită cu frământarea încordată a acestor clipe. Enescu o cântă ca nimeni altul,
în altă lume, lăsă apoi vioara, se așeză la pian, ne cântă Izbăvirea din Parsifal. Tot ce pot spune e că am simțit prea multe pentru o singură zi. Uluitor. Aș vrea ca telespectatorii, poate, nu știu, mânați de o curiozitate mai, nu, intensă, să citească ce scria Regina Maria despre George Enescu aici, în jurnalul ei. Sunt niște povești fabuloase și, din punct de vedere cultural, ceea ce se întâmpla într-o serată de genul ăsta. Vorbim de mari violoniști sau compozitori, inclusiv de Sarasate, care a vizitat România, a vizitat chiar Sinaia, la una din seratele de la Palat. Și cântau împreună muzică de cameră, sau Jacques Thibault. Au venit niște artiști fantastici în perioada respectivă și se cânta, chiar mi-închipuiam cât de frumos putea să fie să poți să faci muzică de cameră cu astfel de legende, că e fantastic. Da, fotografia pe care o avem acum în ecran este cu regina, Dimitrie Dinicu, violonistul, iată, George Enescu. Cred că era într-un fel la nume, în fine, ce să zic. Hai să mergem mai departe cu povestea, Răzvan, și să-mi spui dacă tu vibrezi într-un anumit fel când asculți Enescu. Ești român, normal că muzica românească nu e mai întâi de toate aproape de sufletul tău, dar partitura ta preferată, semnată de George Enescu, care ar fi? Partitura mea preferată, semnată de George Enescu, nu este pentru vioară. Nu este, nu? Nu, este pentru orchestră. Sunt două, de fapt, Rapsodia I și Rapsodia II. Iubesc aceste piese. Am încercat să le transcriu pentru ansamblu mai mic, pentru ansamblu meu, însă își pierde din intensitatea cu care Enescu a scris, inclusiv armonic, inclusiv... Sunt niște atacuri în coardă sau la suflători care nu pot fi redate într-o orchestră mică. Și atunci am tot încercat să găsesc variații, nu știu, opțiuni sau o idee în a face un ansamblu mai mic, dar e imposibil. E frumos, sună foarte bine, dar odată ce ai trăit cu intensitatea unei filarmonici puternice care interpretează în stilul nostru pe Enescu, e dificil să-l transpui într-o formație mică. În schimb, da, vibrez cu Enescu și cred că e normal. Un fost profesor de-al meu român, maestrul Liftinchi, îmi spunea să știi că noi, ca români, putem să cântăm și muzică rusească pe Tchaikovsky, putem să cântăm și Brahms, putem să cântăm și, nu știu, muzică americană. Așa. Dar unui străin este foarte greu să cânte Enescu bine. Chiar mai greu decât noi să cântăm, nu știu, muzică nemțească sau baroc sau... pentru că până nu ai trăit, până nu ai, nu știu, mirosit România, până nu ai, ai avut sufletul aici complet, foarte greu ți-e să înțelegi și să poți transmite mesajul ăsta ca artist publicului. Și atunci ne considerăm norocoși că ne-am născut aici. Da. Mi-am adus aminte de o frază pe care a spus-o George Enescu când era mic, Jurjac. Da, așa îi spuneau părinții, așa nu? Așa spuneau părinții, așa da. L-alintau. Înainte să plece la Viena, spune, mamă, la Viena pot să spun că sunt român? Și maică s-a zis, da, de ce să nu poți? Păi nu știu, să nu creadă că mă laud. Minunat! Avea... Minunat, iată, uite. Avea un stil... Da. Frumos. Da, și știu că avea și un simț al umorului. Fantastic. Da. Fantastic, da. Dar uite, mai spune, sunt alte consemnări în memoriile lui. Când m-am înapoiat în țară, mi s-au deschis porțile palatului. Era în 1898. În fiecare vară eram invitat la Castelul Peleș. Făceam muzică diminețile de la 11 la 1, iar după mesele de la 5 la 7. Pianistă și organistă, Regina Elisabeta, cânta împreună cu violoncelistul Dimitrie Dinicu, cu fratele acestuia, violonistul Gheorghe Dinicu, violonist și cântăreț, și cu mine. Cântam mai ales cvartete și în genere muzică de ansamblu. Multe din poemele ei le-am pus pe muzică. Uneori și picta în salonul de muzică, dar de obicei lucra în atelier faimoaselei Evanghelii,
împodobită cu atâta devoțiune și migală. Ce mai spune George Enescu? M-a pictat și pe mine sub chipul unui înger într-una din Evanghelii. Ce frumos. Sunt foarte multe istorii, foarte multe povești în amintirile sale. Și inspiraționale, adică bănuiesc că te-a inspirat atunci când erai tu departe și studiai muzica la, spune tu, în Olanda, nu? Atunci, la Academia Regală, da, din Amsterdam? Conservatorul. Conservatorul, așa. Da, într-adevăr. Simțeai cumva atunci când erai departe, bine, pentru tine Olanda este cumva a doua casă, nu? Dacă se poate spune da. Așa. Dar simțeai cumva să te mai apropii mai mult de către un compozitor român? Cred că m-am apropiat de Enescu în perioada respectivă și de vestitul Ciprian Porumbescu. Da. De acești doi compozitori și în ziua de azi sunt foarte apropiat și în turneele pe care le susțin împreună cu Andreea, nu există concert sau sunt foarte puține concerte în care să nu cântăm una din aceste piese, fie balada lui George Enescu sau a lui Porumbescu. De curând am descoperit o altă piesă a lui Porumbescu pe care am orchestrat-o pe un nou CD ce va apărea în toamnă, dar iată, o piesă nouă de care nu am știut și pe care am ascultat-o la un concurs fiind în juriu, m-a impresionat și am făcut rost de partitură și am făcut o transcripție pentru orchestră de cors, pian și vioară. Însă, revenind la Enescu și la muzica românească, noi ca artiști, mai ales când cântăm în afara țării, încercăm să promovăm pe cât posibil muzica românească. Da. Nu numai dintr-un punct naționalist, să zicem, nu. Dar e efectiv o muzică bună. Da. E o muzică frumoasă, e o muzică care merită să fie ascultată, care merită să fie pe scenele mari ale lumii și a spune că în momentul ăsta este pe orice scenă, asculți Enescu, din Tokyo până în nu știu, New York sau până la Belgrad, asculți Enescu, se cântă Enescu. Sunt muzicieni buni care studiază Enescu, îl interpretează foarte bine și au această vibrație cu muzica românească. Și cred că suntem pe un drum foarte, foarte bun. Minunat. Și o să te întreb, dar după ce ne cânți, cum a fost întâlnirea cu elevul, ultimul elev în viață, tu l-ai prins în viață, nu? Da. Al lui George Enescu. Cât, nu știu, câte emoții din fotografia aceea se vedea că erai într-o altă lume. Nu o să arătăm fotografia telespectatorilor, dar ce ne cânti acum? Dacă am vorbit de George Enescu, ar fi și păcat să nu vă cânt una din piesele cele mai cunoscute pentru vioară solo, respectiv Lumene Trie, Lăutarul, din suita Impresii din copilărie. Thank you.
mâinile tale vrăjite, Răzvan, care fac cumva să sune și iată, intensitatea nu să zboare din arcuș. Firul ăla să mi-l dai mie, că mai am unul de la Iași. O să-l neapărat. Pun aici. Știi, când ai terminat recitalul la Iași, m-am repezit și am luat firele din arcușul tău care... Când se întâmplă un lucru de genul ăsta, e foarte periculos, pentru că de multe ori, de la intensitate, intră acest fir de păr între degete, da, și creează anumite disensiuni, da, și atunci trăiește, da, așa la limită. E interesant. E ceva, e minunat. Chiar vorbeam și vreau să le spunem și telespectatorilor că temperaturile înalte, cum au fost căldurile astea, nu? Vara asta toridă, teribil, de caniculară, nu mi-a prit nici vioarei Stradivarius de acum 292 de ani. Afectează, nu? Afectează foarte mult, de asta am și cântat foarte puțin pe ea, în afară de festivalurile din România, de la Hunedoara, și încă 3 concerte, nu am, am cântat alte concerte în aer liber sau în perioada asta toridă, pentru că umiditatea exagerată și temperaturile puternice afectează lemnul, da, și... o vioară veche, un lemn vechi. Trebuie să avem grijă de ea. Da, e adevărat că în cutia ei se ține o anumită umiditate. Deci... o temperatură constantă și o umiditate de 50%. Deci o cutie specială. E o cutie specială. Bine, vine întotdeauna însoțită. Tu întotdeauna vii cu securitate după tine. Adică când, vioara când este prețioasă. Da. E și un lucru bun, pentru că nu trebuie să am eu această grijă în plus, exact, ca uriașă, să o duc și să, da, o aduc. Dar în același timp e un cadru safe și din punct de vedere al viorii, când vorbim de umiditate, de schimbări climatice, de uneori când este prea puțină umiditate, iarăși e o problemă. Și cred, încercăm să avem grijă de aceste instrumente, nu numai pentru noi, dar și pentru generațiile care vor urma și vor avea oportunitatea de a cânta pe o vioară de genul ăsta, care, pe, da, părerea mea, trebuie să rămână forever, așa, pentru totdeauna. Așa să fie. Dar hai să ajungem la istoria, nu? Lui Irvi. Lui Irvi Gitlis, da. Exact. Spune-ne, când ai aflat tu de el... pentru că el știa cumva de tine, da, din umbră, așa. Da, a fost elevul lui George Enescu. Uite, avem o fotografie când Irvi avea aici 14 ani. 14 ani, 14, wow, ani lângă maestrul George Enescu. Acesta este Menuhin, nu este Gitlis. Acesta nu este Irvi. Da, este Menuhin. Înseamnă că e o încurcătură, pentru că am luat-o de pe un site recunoscut, da, și da, da, era scris... Au făcut scris... o încurcătură. Semănau când erau, când erau copii. În schimb, Gitlis, da, a fost elevul lui Enescu. În copilărie mă uitam la casetele video cu violoniști și cel care mi-a atras atenția puternic, pe lângă Iașa Haifetz, a fost Irvi Gitlis, pe care l-am văzut ca pe un violonist așa venit după o altă planetă, o legendă a violonisticii. În momentul în care punea mâna pe vioară și cânta fie concertul de Tchaikovsky sau la campanela de Niccolò Paganini sau chiar introduce și rândul capricioso de Saint-Saëns, avea o încărcătură fantastică și un stil propriu ce nu poate fi copiat de oricine. Îi stătea lui bine să cânte așa, în stilul lui propriu. Și a fost elevul lui Ionescu o perioadă lungă de timp, apoi au fost relativ prieteni în perioada de la Paris, Irvi venind la Paris și locuind în Paris. S-a întâmplat ca la 17 ani, printr-un prieten comun, să ne invite pe mine și pe Andreea la un masterclass în Olanda. Avem fotografia. Da, iată, ești transfigurat. Așa. Să ne invite la un masterclass. Atunci aveam 17 ani. Și am fost la maestru Gitlis. Aveam un apartament foarte frumos unde locuia în Olanda pe perioada masterclassului și el dormea. Efectiv, stătea cu ochii închiși. Și am întrebat pe domnul respectiv, putem să-l trancem? Ce? Da, 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 veniți, veniți. Și i-am spus, știți, eu sunt Răzvan Stoica, știți, venim din România. Ah, România, George Enescu, oh, iubirea vieții mele, a compozitor, a spus. Zic, coftim? Da. Și atunci am început să legăm această, să-i zicem,
prietenie, deși e mult spus, el fiind o legendă și totuși. Și în momentul acela am început să lucrăm împreună în cadrul masterclass-ului vreo 3-4 zile. Am și cântat cu Andreea un concert la finalul masterclass-ului, a fost foarte mulțumit și au trecut ani. În 2014 am fost invitați la un festival în Polonia dedicat lui George Enescu și acolo am cântat sonata în caracter popular românesc, sonata a treia, împreună cu Andreea. Și înainte să intrăm pe scenă, organizatorul festivalului ne-a spus: vezi că a venit și Ivry Gitlis în sală. Zic, poftim? Cum a venit? E aici? Zice, da, a venit să te asculte. Și am rămas, adică a fost o încărcătură emoțională foarte puternică, mai ales că noi cântam cea mai cunoscută lucrare pentru vioară și pian a lui Enescu și să-l avem în sală pe Gitlis. Era destul de emoționant și aveam emoții destul de mari. Și am cântat concertul respectiv, a ieșit foarte bine, la final a venit Ivry Gitlis și a spus să mergem să mâncăm împreună. Și l-am întrebat, cum vi s-a plăcut? Foarte, foarte frumos, foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult. Apropo, tu știi că lui Enescu îi plăcea să-și lase corzile un pic mai jos ca să poată să vibreze mai intens și mi-a spus tot felul de povești. Până la 4 dimineața am stat la un restaurant, nici nu ne-am mișcat de acolo. Ne-a povestit tot felul de întâmplări cu Yehudi Menuhi, în întâmplările când a venit în România, și așa mai departe, modalitățile tehnice pe care le folosea Enescu și o întâmplare, nu știu, ea spune amuzantă cât ea spune fantastică despre geniul lui Enescu. În momentul în care s-a întâlnit la Paris, s-au întâlnit amândoi la Paris, Gitlis cânta concertul de Mendelssohn pentru vioară și l-a întrebat pe Enescu dacă poate să-l acompanieze și a zis, sigur. Și nici măcar nu a luat partitura de acompaniament, o știa pe din afară. Deci din memorie s-a așezat la pian și a început să acompanieze concertul de Mendelssohn. Din memorie, ceea ce mi se pare fantastic. Și multe alte întâmplări frumoase. De atunci v-ați mai văzut? Ne-am mai văzut încă de două ori, dar tot la niște festivaluri în Italia și în Spania, unde el era invitat ca violonist, încă mai putea să cânte, deși avea 94 de ani când ne-am văzut ultima oară, încă putea să cânte chiar ok. Era greu să țină vioara în mână pentru că avea o vârstă înaintată, însă putea să cânte. Și la festivalurile respective, de fiecare dată și-a adus aminte când ne vedeam, de aceeași poveste cu George Enescu și de aceeași poveste cu Filarmonica George Enescu de dinainte de 89. O poveste amuzantă. Așa. Când efectiv s-a dus la doamna de la care făcea curățenie la Ateneu atunci și a întrebat ce se cântă în seara asta, că aud orchestra. Și doamna a zis ceva Ceaușescu. Și el a zis Ceaicovski, Ceaușescu, e același lucru. Și a fost amuzant. I-a rămas această poveste foarte vie. De fiecare dată când aude de București, îmi spunea... O să crezi că nu mai e, că a plecat? Nu, pentru că... Pentru că tu așa vorbești cu el, despre el la prezent. Păi n-am cum să-l văd altfel, pentru că trăiește prin ceea ce a lăsat, prin înregistrările pe care le-a făcut, amintirile pe care le avem, cele puține, că n-au fost foarte multe întâlniri, dar cele puține pe care le aveam rămân vii și de fiecare dată strânesc un zâmbet când ne întâlnim cu alți violoniști sau efectiv suntem între noi violoniștii și vorbim de cineva și ajungem la Gitlis, toată lumea are un zâmbet pe care și el ca om îl avea. Era un om extraordinar de pozitiv, deși a avut o viață foarte grea, dar avea o pozitivitate și o energie fantastică de fiecare dată când chiar avea o glumă la un moment dat, a văzut o fată tristă pe stradă, a oprit-o și a spus de ce ești tristă? Și aia a început să râdă, da? A zis, nu mai sunt tristă. Adică era foarte natural și foarte, foarte pozitiv. Și asta, uite, că rămâne, nu? Și a rămas în sufletul tău. Pentru și totdeauna asta e minunat. Ce zici? Ne uităm
La Tudor Arghezi? Da. Să vedem ce spunea maestrul despre întâlnirea pe care a avut-o George Enescu cu pictorul Ștefan Lucian. Da, într-adevăr. E una din poveștile care m-au emoționat fantastic când le-am citit. Da, e emoționant. Da. Și eu când am văzut înregistrarea asta m-a tulburat profund, așa că vreau să împărtășim emoția asta cu telespectatorii. Ne uităm acum, nu știu, cum ai vrea în fereastră, vrei să se vadă pe tine emoția, să vadă și telespectatorii, sau dăm pe tot ecranul. Emoția, hai să fie pe tot ecranul cu sunet, să vadă toți telespectatorii ce spunea Tudor Arghezi despre întâlnirea celor doi titani. L-am găsit într-o dimineață zguduit, dar răsuflețit și cu ochii lui frumoși aprinși. După ce îl părăsiseră rând pe rând toate organele care fac viața, dacă nu plăcută, cel puțin suportabilă, mai trăiau din el ochii și glasul, care a vorbit articulat până la stingerea ființei întregi. Lucian plângea. Plângea de o emoție fericită. Mi-a povestit că venise noaptea o umbră cu pelerină strecurată în odaia lui. Mută, umbra a scos din pelerină o vioară și a cântat. I-a cântat 2 ore întregi, parcă o muzică dintr-altă lume. Apoi umbra și-a luat vioara și pelerina, s-a apropiat de patul răstignitului și i-a spus: iartă-mă, te rog, sunt George Enescu. Ce-am mai putea spune? Dar am mai putea să te ascultăm, nu? Mă gândeam în momentul în care am citit acest interviu, această relatare, două ore de cântat, da, de la George Enescu. Știm despre George Enescu că a fost un iubitor al lui Johann Sebastian Bach, mai ales a partitelor și a sonatelor solo pentru vioară, și le știa pe din afară și le cânta săptămânal pentru el, chiar și după ce s-a lăsat de vioară, că s-a concentrat mai mult pe compoziție și pe pian. De fapt, asta îi plăcea mai mult, îi plăcea foarte se mult. Se simțea mai constrâns la vioară. Da, să aibă o gamă mai largă de culori, de sunete și așa mai departe. Și era un pic constrâns la vioară, însă sonatele și partitele de Johann Sebastian Bach au fost ca o rugăciune pe care el o făcea săptămânal, dacă zilnic era imposibil, dar săptămânal cânta o parte din sonatele de Johann Sebastian Bach. Și chiar mă gândeam să vă cânt o parte, sarabanda din partita a doua în re minor. Te rog, te ascultăm. Thank you.
Mulțumim, mulțumim, Răzvan. Ce privilegiu pe noi. Ca astăzi, iată, timp chiar și pentru 45 de minute. Pare foarte puțin, dar e o bucurie imensă, așa cum spunea maestru George Enescu, nu? Vine din inimă, pentru inimă, nu? Întotdeauna din inimă. Și întotdeauna. Cred că suntem atât de norocoși noi ca artiști și ca muzicieni să putem să cântăm și să putem să... Nu știu, să comunicăm cu sufletele oamenilor. E fantastic. O să-i rog pe colegi să pregătească acele imagini din 1947 de la Institutul Cultural Român din Paris, unde a avut loc o întâlnire fabuloasă. Imaginile alea la fel, pentru unii vor fi în premieră. Întâlnirea dintre George Enescu și Constantin Brâncuș. Da, o să le vedem puțin mai târziu. Acum te mai țin. Și vreau să te întreb dacă, pentru telespectatori, știi că poveștile de dragoste întotdeauna fascinează. N-a avut o poveste prea fericită de dragoste, maestru George Enescu? Nu. A scris pentru soția, prințesa Maruca Cantacuzino. A scris, da. A avut o poveste de dragoste foarte zbuciumată. El era și un... avea un caracter fantastic, dar în același timp era și un om foarte sensibil. Poate un pic prea sensibil pentru perioada aceea sau pentru felul în care el se dăruia. Și da. Cred că asta o găsim și în compozițiile sale. Și da, din păcate a avut un trecut zbuciumat la acest capitol. Ai citit tu mai multe despre felul în care Maruca și-a aruncat cu, pe față, nu? Cu acid sulfuric. Da, da, da. Nu? Fiind... Într-un exces maxim. De amor. Da. Da, din păcate. E adevărat, dacă facem o analogie și cu perioada în care trăiau, perioada romantică a compozitorilor, da. Exista aceeași încărcătură, dar poate mai puțin relatată. Da. Însă, totuși, îl vedem pe maestru George Enescu având astfel de probleme. Da. Într-un fel este foarte uman, dar în același timp e o zonă pe care cred că noi toți am dat-o un pic, am dat-o la o parte. Pentru că finalul vieții mi s-a părut destul de dramatic, felul în care el a încetat din viață la Paris, singur, doar cu o cățelușă. Și ea chiar l-a neglijat. Chiar l-a neglijat complet. Auzisem povestea de la Ivry Gitlis chiar, cum că Yehudi Menuhin a vrut să-i cumpere un pian maestrului Enescu, dar Enescu a zis, nu vreau, eu nu iau de la nimeni, eu nu vreau simpatie, nu vreau pomană de la nimeni. Așa. Și până la urmă i-a spus Menuhin, maestre, nu e de la mine, este un pian care v-a fost dumneavoastră dat mai mulți ani în urmă și acum doar îl aducem aici ca să poată să mai compună. Însă, într-adevăr, a fost neglijat din păcate spre finalul vieții. Tu ca artist, ce ai învățat din istoria lui de viață și din istoria lui, așa, printre oameni, dar... Exact ce spunea și el
tinerei generații. Există la intrarea în liceu Enescu, există un citat. Și ce mi-a rămas mie în cap este modestia lui George Enescu și dăruirea față de oameni și față de muzică, față de artă. Pentru că poate că în zilele noastre suntem un pic mai atenți la partea business sau la partea de comercială. Pragmatică, exact. Da, și uităm baza. Enescu n-a uitat baza și de fiecare dată când a făcut muzică, când a compus, când a cântat, când a trăit în acest mediu, a fost dăruit complet. Adică toată viața și-a dorit tot complet acestui fabulos lucru, muzica. Știi, săptămâna trecută am avut aici invitați pe regizorul Nicolae Mărgineanu și soția sa, actrița Maria Ploaie. Am vorbit un pic despre filmul Ștefan Lucian și despre acea întâlnire, nu, relatată mai devreme de către maestrul Arghezi. Aș vrea să vedem imaginile, pentru că, e adevărat, n-am apucat să detaliem prea mult, dar a vrut maestru Nicolae Mărgineanu să apară în film acea întâlnire, felul în care s-a dus Enescu la Ștefan Lucian și a cântat. Impresionante imagini, păcat că din cauza constrângerilor, nu, pe canalele astea, nu putem, telespectatorii nu ar putea să vadă, să asculte, dar le oferim ocazia asta acum, să vadă și secvența din film. Cu rolul rolul lui Ștefan Lucian era maestru Ion Caramitru. Ne uităm? Ce zici? Ești pasionat? Îți plac filmele românești? Mult, mult. Atunci ne uităm. Răzvan, suntem aproape de final și știu că se vor întâmpla totuși niște lucruri aproape, nu, de finalul anului ăsta. Da, din fericire se vor întâmpla, pe lângă un disc pe care ne dorim să-l lansăm în toamna acestui an. Vom avea și un turneu. În România? În România. Minunat! Premieră. Așa? Un turneu Piazzola 100, cu tangori de Piazzola împreună cu Andreea și cu ansamblu restrâns, Camerata Stradivarius, cu niște piese de Piazzola pe care noi le iubim, le-am reorchestrat și așteptăm cu nerăbdare să ajungem să revenim la publicul. Îți mulțumesc tare mult, așa să se întâmple, Răzvan, să fiți sănătoși și tu și Andreea și toți telespectatorii, toți fanii voștri, nu? Să vină, sigur, să vă vadă, te îmbrățișez, mulțumesc tare mult pentru ocazia asta. Doamnelor și domnilor, cam atât pentru astăzi, ne revedem mâine la ora 15 împreună cu actrița Tania Popa. Toate cele bune!